Buongiorno, ciao a tutti, din vacanță vă saluti. Pupicii din Italia. Domnișoare, nu aveți voi acolo. Ma che? Eu non capisco, eu sono in vacanza. Un vacanzone italiano. Să vină pata. Mamma mia, am sbagliato. Dacă ai rămas în București în timp ce toți prietenii tăi au plecat în vacanță, n-ai ce face. Decât să-i faci să creadă că ești într-un loc mai cool. Episodul de azi e despre cum poți avea o vacanță în San Plaza. Începe Shortcut la San. Prima destinație, City Break la Forever 21. Îți alegi ținuta, iei poziția clasică de selfie, îl postezi pe internet și poți să spui că ești la ce muzeu din ce țară vrei tu. Ah, și dacă tot ai ajuns până aici, ai și niște suveniruri, că tot o reducere de 70% până pe 15 august. Ai timp destul pentru toate cumpărăturile, mai ales că primele 3 ore de parcare la San sunt gratuite. A doua destinație, vacanță de vis în Grecia. Poți să vii pe splashpad-ul de la San și să tragi niște cadre wow! Cui location prin Halkidiki, Thessaloniki, Hirsaki sau Tatiki și ai făcut pe toți gheloșichi. Nu o să știe nimeni că ești tot în Berceni. Vezi? E atât de ușor să pare că te distrezi. Dacă ești pe feeling wild, poți să simulezi un safari. Și dacă tot obișnuiești cu peisajul, poți să te înscrii la Sun Challenge și să alergi pentru conservarea habitatului țesoaselor de apă din Delta Băcărești. Și dacă tot ce am propus până acum e un pic prea mult pentru tine, poți să-ți faci poze cu produse travel size. Și dacă tot postezi asta pe internet, pune și link către articolul 5 produse travel size cu personalitate de pe sunplaza.ro. O să se prindă și prietenii tăi că pleci în vacanță, nu? Mai e cineva aici sau ați plecat cu toți în vacanță? Anyway, cam astea au fost toate sfaturile. Eu sunt Daria, voi sunteți dornici să dați subscribe, iar ăsta e vlog de Shortcut la Sun.